În concluzie, edimea nu își dorește să fie nemuritor, dar plătește preț scump. Iar concluzia ne trage tot Eminescu. Trăind în cercul vostru strânt, norocul va petrece, ce eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. A doilea cu lumea în care Domnul Vrăjitorul Apelor este structurat în trei triade, vreme, dragoste și vis, cer, singurătate și cântec, prietenie, moarte și privegie. Volumul începe cu dedicația către Mica Șerbu, pictorița Mica Șerbu, care Domnul va avea și relație. Găsim în acest volum și, aș spune, o prefață scrisă de Caledoniu. Undeva sus este o întinsă singurătate, spunea Caledoniu. Liniștea și luna sunt la fel și o boare suflă razărăsatul zorilor prin cetinele de răcoare ale ultimilor stele. O frunză tremură se desprinde și în vreme rătăcește și la cele patru zări. Dar în continuare, Caledoniu ne adresează și o serie de întrebări, cum ar fi sufletul nostru în această singurătate, unde este? Răspunsul la aceste întrebări le descoperim tot în poezia lui Caledoniu, o poezie prin care el se roagă divinității să ofere aceste răspunsuri. Poezia lui Caledoniu din Vrăjitorul Apelor poate fi caracterizată dintr-un singur sentiment, cel al iubirii, al dragostei. Le găsim în primăvara aceea din 1939 poezie, modalitate de adresare către persoana iubită. Iubito, iubito, a scoate la fel au rămas și steaua din noi pe care noi ne-am păstrat-o, dar câteodată se spune și tristețea. Ce tristă va fi noaptea iubita pe azi, când iar nu voi asculta cum clopotele sună, departe melancolie peste neaguri de braz, ca două frunze gemene, doamna în furtună. Poezia ne poate duce și pe un alt câmp, cel al unei iubiri neîmplinite. Iar această iubire neîmplinită duce la singurătate și totodată la tristețe. Opajiște, spunea Caledoniu, în poezia Opajiște largă, opajiște largă a unei triste ore, ce sună de plecare din noi pe totdeauna, sunt singur, Doamne, azi o stea în aurore și trec spre miază noapte așa cum trece luna. Tot Caledoniu, în această singurătate pe care și-o exprimă, în acest strigăt, sunt singur, Doamne, îi cere persoane iubite. Uită-mi, iubito, uită-mi și mâna, ce a jubosită încet mai scrie, uită-mi și fruntea, ochii și luna, tristă ce stărui pe alba hârtie. Uită-mi și versul dospit lângă tine, întreaga lui noapte de vis neîmplinit, uită-mi, iubito, și zările pline, de albastru ochilor ce-au adormit. Așa cum bine a spus, am dorit acei ochi albaștri, am iubit Caledoniu. Toate acestea, singurătate, îl trimit pe Caledoniu în spațiul a lui, acolo cum și el numește acea întinsă singurătate. Poetul, în acest zbucium, reușește să pună pe îndoială tot știința lui Dumnezeu, toate pe Caledoniu, fiind teolog, cunoaște că la tot știința este o caracteristică a lui Dumnezeu, dar în poezie totul este permis. Și astfel spune Caledoniu, Doamne, poate Doamne nu știe în această poezie, spune felul următor. Tu poate, Doamne, nu știi că cei străini de tine azi îți visează iar singurătatea clară, le tremură mâinile, dar semnul tău de taină va crește ca o stea în nesfârșită seară. Toiagul tău subțire, rupt dintr-o veche toamnă, va înfrunzi odată pe privirea lor și stau cu minți sub steaua cea din depărtări. Tu poate, Doamne, nu știi durerea tuturor. Dar se trezește. Caledoniu, pe parcursul volumului, se trezește și cere lui Dumnezeu, care este scăparea tuturor, în poezia Ia-mi, Doamne, acum tristețile. Și două versuri vreau să vă recit. Ia-mi, Doamne, acum tristețea, întinse greitoare, și-mi șterge urma adâncă a pașilor târzii. Când am citit prima dată aceste versuri, direct m-am dus la șuna din grădina Ghețimani, să treacă de la mine, Doamne. În cele din urmă, poetul se simte împlinit, sau poate împăcat cu soarta și ne cheamă într-o ultimă călătorie. Este primul vers care l-am scris în programul care l-aveți dumneavoastră în mâine. Este un vers din poezia Călătoriei din urmă, care sună cam așa.
Veniți-o, prieteni dragi, curând nu o să mai fie, niciunul dintre noi ce azi cântăm într-una, ținine seri voi ceasuri de melancolie, în care adorme gândul și îngălbenește mâna. Ce vreau să